Timp de 2 zile, satul Firizu a fost gazda unei sărbători câmpenești. Localnicii, dar nu numai, au avut ocazia să participe la sărbătoarea Coșuștei, ce are o tradiție de peste 50 de ani. Pe scenă amplasată pe malul râului Coșuștea, într-un cadru natural deosebit, au urcat pe scenă numeroși interpreți de muzică populară ce au încântat publicul prezent. În satul Firizu din comuna Ilovăț, timp de 2 zile, localnicii, dar nu numai, s-au bucurat de un spectacol deosebit de muzică populară ce s-a desfășurat într-un cadru natural pitoresc. Această tradiție e de foarte mulți ani și întotdeauna m-am simțit foarte bine. De altfel, la această festivitate poți să ai acces la cântece din zonă, folclor, aer curat, mă simt foarte bine întotdeauna când vin și e un peisaj deosebit aici la Firiz. De unde sunteți? E prima oară când veniți aici? Mai... Cum vi se pare zona asta? Foarte frumos. O cunosc mai de mult. Interpreții de muzică populară au fost încântați de căldura publicului dornic să se distreze. O sărbătoare foarte frumoasă și mă bucur că, datorită Centrului Cultural Nichita Stănescu din Severin, avem ocazia să promovăm prin intermediul cântecului locuri așa de frumoase precum Firizul. Această sărbătoare câmpenească datează de peste 50 de ani. Din anul 2016, sărbătoarea Coșuștei este celebrată în ultima duminică a lunii august. Această sărbătoare datează de peste 50 de ani. Eu, de când am venit primar din 2016, am încercat să fac această sărbătoare la finele lunii august, că am zis că în jurul finelor lunii lui august nu mai există nicio sărbătoare în jurul comunei Ilovăț. Și am zis că este ok ca pentru oamenii să vină să se distreze, să se relaxeze, pentru că mai au nevoie și de acest lucru. La eveniment a fost prezent și deputatul PNL Virgil Popescu. Acesta a discutat cu localnicii și s-a preocupat să afle care sunt nevoile comunei.